O zi obișnuită a fost transformată într-o zi inedită pentru copiii de la centrul Podul Lung, partea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara. Micuții au avut ocazia de a pătrunde în lumea fascinantă a apiculturii, ghidați de Petre Doda, un apicultor pasionat și dornic să împărtășească tainele acestei meserii speciale. Copiii au fost încântați să îmbrace costume de apicultor. Aceștia au avut ocazia să deguste diverse sortimente de miere, toate obținute cu grijă și dedicare de la albinele domnului Doda. Pe parcursul vizitei, copiii au învățat despre importanța albinelor în ecosistem, despre modul în care acestea contribuie la polenizarea plantelor și la menținerea biodiversității. Micuții au fost curioși și interesați, punând numeroase întrebări despre viața albinelor și despre rolul acestora în natură. Această inițiativă face parte dintr-o serie de activități menite să sprijine dezvoltarea armonioasă a copiilor de la centrul Podul Lung, oferindu-le oportunități de a descoperi lumea din jurul lor prin experiențe practice și interactive. Această activitate nu a fost doar una distractivă, ci și educativă, arătându-le celor mici importanța albinelor în natură.